Vrei să trăiești în păgașul nelegiuirilor și Domnul să aibă milă de copiii noștri. Să se îndure de ei și de toți aceia care vin în casa Domnului. Apropo de asta, numai ca o paranteză. Uneori noi am, nu știu de unde am primit-o, generația mea, am văzut până cât de pocăi poți să te pocăiești când vrei. Așa să fie oare. Pocăința-i Darului Dumnezeu și va veni Duhul Sfânt, El va dovedi lumea vinovată ce primește păcatul în primenirea și judecata. Și noi nu ne putem pocăi decât atunci când Duhul Sfânt vine să ne dovedească vinovăția. Și vreau să mă audă toți care sunt casa Domnului Dumnezeu. Astăzi ne putem pocăi. Nu neapărat o să murim mâine, poi mâine sau la noapte. Putem să trăim 100 de ani dacă mai înainte. Dacă Duhul Sfânt nu ne va mai ieși înainte să ne arate vina, vinovăția, să ne dovedească faptul că avem nevoie de mântuire, putem să trăim de acum încolo mult și bine. Departe cu Dumnezeu, cu spatele întors pe Dumnezeu, soarta noastră să fie pecetuită pentru întotdeauna. Dumnezeu să se îndure de noi. Amin. Astăzi, dacă auzim glasul Lui, să nu ne împietrim inima. Amin. Atunci, soluția a venit și parcă era enervat de simplu pentru omul ăsta. Și ar fi vrut să o respingă. Cum? Așa de simplu? Să te scalzi și ai rezolvat toată problema trecutului. Am crezut ca să-mi ierte Dumnezeu atâtea păcate grele care le am eu, poate spun unii dintre noi. Am crezut că Dumnezeu îmi cere să fac, să dau, să bătrânesc pe toate și pe cerul ca Luther, urcând treptele catedralei Sfântul Petru și să încerc să fac tot ce știu eu mai bine, că doar Dumnezeu mă mântui și atunci să flagelau, să loveau pe spinare, curgea sânge pe spatele lor, sperând într-un fel să obțină mântuirea de Dumnezeu. Asta e soluția? Nu. Soluția Scripturii alta. Spune cuvântul Domnului așa, dacă ne mărturisim păcatul, El e credincios și drept ca să ne ierte. Pentru că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze să acceptăm adevărul ăsta. Pentru păcatul meu, a dumii tale, a nostru, a lumii întregi, a murit Domnul nostru Iisus Hristos. Noi ce trebuie să facem acum, în fața cuvântului Dumnezeu, să pledăm ca vinovați, să ne recunoaștem vina, să mergem înaintea lui Dumnezeu ca un copil în fața lui tata, mama. Știe tata și mama ce ai făcut. Mă, câteodată, așa cum și noi mai încercam să ne eram copii, să mințim pe părinți, să ne ascundem, să dăm vina pe altul, să facem într-un fel și altul și părinții unii ori știau ce am făcut. Știți ce așteptau părinții atunci? Să recunoaștem vina. Cu asta e așteptarea Dumnezeu în dreptul dumneavoastră. Deci El a achitat integral datoria păcatului tău, a dumitale și păcatului meu. Deci ai achitat integral, pentru că sângele Domnului Iisus a curs tocmai pentru asta. Spune Scriptura, în Corinteni, capitolul 15, Hristos a murit pentru păcatele noastre în toți. Ceea ce trebuie să facem noi, să pledăm ca vinovați, să ne recunoaștem vina și apoi, ca dovadă de ascultare, să mergem în apa botezului, să mărturisim credința în Hristos care ne-a iertat păcatele. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Spune cuvântul Domnului mai departe, omul ăsta a ieșit de acolo și s-a văzut vindecat. Gândiți-vă dumneavoastră. Ce ați face dumneavoastră dacă bolnav fiind de boală gravă, de boală de unde aștept că nu mai aveți cum să scăpați. O să ieșiți cu picioarele înainte, nu? Cum zice noi, cred că înțelegeți ce spus. Încă poate spune. Și deodată omul ăsta se vede cu el renăscut, cu carnea ca și carnea unui copilar, nu știu ce vârstă avea. O de la vârstă a zis-o carnea să zbrucești, nu cred că era el bătrân. Dar s-o trezit odată, că odată, în loc să meargă înainte, așa cum merge, merge în copii, nu? Le duce mereu spre moarte. Tot mai îmbătrân, mai îmbătrân, până când le duce în pământ. Astea sunt legile puse pe Dumnezeu în natură după vedere. Și deodată ăsta a văzut că în loc să meargă înainte, el a mers înapoi. Carnea lui a devenit ca unui copil nenăscut, ca o frage de piele albă pe el. Deodată a întinerit. Când s-a văzut el în felul ăsta, uitat-o la supărare. Spune Scriptura, s-a întors, hai să mergem înapoi. Ai încă câteva ore înapoi, că nu mai am timp de răzbunare, gata. S-a dus înapoi la omul lui Dumnezeu, de data asta Elisei ieșit înaintea lui. Ieșit înaintea lui și spune Scriptura, Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu și a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Dar vreau să întreb cu cei ce au venit la adunare astăzi. Deci știți dumneavoastră, de ce a venit Naaman acolo? Ce l-a împins pe Naaman să vină în țara lui Israel? A venit și el ca peste câteva viacuri un alt om să se închine la Ierusalim? A venit să-L caute pe Dumnezeu? Nu. A venit să capete vindecare la boala lui.
m-am gândit de câte ori boala, necazul, suferința ne aduce pe oameni la adorare. Te aduce pe oameni înainte de Dumnezeu. Poate Domnul să fie prezent. Prezența nu se fie simțit aici. Oamenii să plece cu problema rezolvată. Și omul ăsta nu a venit acolo în Samaria, nu a venit să se închine lui Dumnezeu, nu a venit cu niciun gând a cumpărat un sur de lege să citească, nici nu prea avea ce, nici oram, era mai bun, nici împărații lui Iuda. Era multă închinare idolată. Chiar acolo, în țara lui Israel, avea multe lucruri de care să fie râsul să vede ce se întâmplă acolo. Dar omul ăsta, după ce s-a întâlnit cu Dumnezeu, cu Creatorul care i-a rezolvat problema lui pământească, ia o hotărâre. Viața lui se schimbă radical. Dumnezeu dă vindecare și îl hotărăște și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Acum primește un dar de mâine. Și aici ar vrea să mă opresc puțin și apoi să revin. Spune cuvântul Domnului că a venit cu darul Elisei. Cât a luat Elisei din toate astea? Cât a trebuit? Bă, ai venit cu 360 de chile de argint. Hai mă că nu ți le iau toate. Dă-mi numai vreo 30 de chile. De argint. Sau și eu aici să rezolvi problemele mele. Măcar o chilă de argint dau, dă și mie. Și vă două haine de schimb, că poate mai trebuie să dau și o bălață. Așa am făcut. Nu. Pentru că Dumnezeu a vindecat, zic, du-te înapoi. Spune cuvântul Domnului, când se i-a răspuns, din Domnul, acelui slujitor, să intră, nu voi primi. N-a stăruit. Deci nu așa că nu m-a dat ca să scape, da, să fac și datoria. Și n-a vrut să primească. Și abia apoi urmează ceea ce vreau să citesc. Și aș vrea să fii foarte atenți. Oamenii din jur sunt foarte atenți la atitudinea care avem noi față de bani, față de economie. Dumnezeu nu să ne binecuvânteze pe noi care facem parte din biserică să fim atenți la capitolul ăsta. Indiferent că suntem meseriași, suntem oameni ai bisericii sau cine altceva. Sunt Domnul să ne ajute să fim vrăjmași al economiei. În urma acestui lucru, ne spune Scriptura, atunci Naaman a zis, fiindcă nu vrei să primești tu, uite, eu am recunoscut că Dumnezeu e Dumnezeul lui Israel, Dumnezeu adevărat și mă întorc în țara mea. Dar pentru că tu nu vrei să primești asta, ascultați ce spune. Îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce doi cadre. Dar ce să faci tu pământ în țara? N-ai pământ? Și Siria are pământ mai slab decât Israelul? Aia era problema. Cred că vrea să facă sere. Pentru sere îi trebuia. Nu îi trebuia pentru sere, atunci ce vrea să facă? Să-l ține acolo, să... Așa a suvenit. Ascultați. Că jobul tău nu mai vrea să aducă altor Dumnezei, nici ardele de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnul lui. Altarul în vremea aia se ducea ori din pământ, ori din piatră. Uite, din pământul ăsta, cât pot duce doi catări, sacii ăia care îi pun în spatele tăturilor. Eu o să fac un altar de pământ, din pământul ăsta din Israel, că eu cred că îi spun că aici e Dumnezeu vostru aici. Și pe ăla, eu fiecare zi o să mă închid lui Dumnezeu. Asta a fost tot. De acum încolo, pentru mine remote nu mai există, pentru mine zeii părinților mei, zeii țării mele nu mai au nicio importanță. Eu am găsit un alt Dumnezeu, un Dumnezeu care e viu, slăvit să-i fie numele. Și de acum încolo, pentru că tu nu vrei să primești, pentru că Dumnezeul tău e viu și m-a vindecat, și pentru că slujitorii lui sunt niște oameni așa deosebiți, că-s dușmanii alăcomii, am venit cu atâta avere și mă întorc cu toată înapoi. Înseamnă că voi sunteți cu adevărat slujitorii lui Dumnezeu. Dă-mi voie să iau pământ de aici, să duc în țara mea și să fac din el un altar pe care eu zilnic să mă închid Dumnezeul lui Israel, să fie numele Domnului. Amin. Și atunci, ca de puține ori în istoria lui Israel, Dumnezeu când l-a ales pe Israel, nu l-a ales. Ei mai târziu aveau să numească chiar astăzi, dacă te duci în Israel, iar când era la zidul plângeri și la momentul David din Ierusalim, au zis atitudinea evreilor și care a fost, a zăzut, atitudinea unor de evrei, ne tratează pe noi, ne numesc așa, câinii dintre neamuri. Așa ne numesc pe noi o parte dintre evrei, nu toți. Mi s-au putat frumos, am venit. Dar unii așa ne tratează, de sus, câinii ăștia dintre neamuri. Dar Israel avea o menire, știți ce menire avea Israelul? Avea menirea ca prin ei Dumnezeu să fie cunoscut de popoarele din jur, să fie cunoscut de tot pământul. Și de data asta, ca de puține ori în istorie, Dumnezeu începe să fie cunoscut dincolo de granițele lui Israel, pentru că un sirian a luat roabă o femeie, o fată. Fata asta a avut o inimă aleasă, o inimă deosebit aleasă. Și a spus cu durere în suflet o veste bună la stăpânul ei. Omul ăsta a fost gata să dea orice pentru vindecarea lui. A ajuns în Israel și împăratul lui a rezolvat problema.
Dar omul lui Dumnezeu l-a trimis să se vină, l-a trimis prin ascultare să fie vindecat. O soluție atât de simplă, dragii mei, să știți că soluția pentru mântuirea noastră nu e complicată. O să ne spună alții și poate vă învață alții care poate au nevoie de banii dumneavoastră. Noi când ne pocăim cu tot banii noastre, cu portofelul nostru. Dar Dumnezeu nu dă portofelul nostru la nevoie. Dumnezeu pe noi ne vrea, la fel cum un părinte. Nu are nevoie întâi de banii copilului, așa-i? Are nevoie, în primul rând, de copil, de inima copilului, nu-i așa? Dacă suntem părinți buni. Nu mă interesează cu mine câți bani câștig cu copilul. Dacă eu m-am pierdut copilul, dacă el stă departe de mine și nu-l văd cu ani, ce mă interesează banii care mi-i trimit de acasă? Că nu l-am crescut să mă sponsorizeze. N-am vrut să fac din el un sponsor, e copilul meu, e bucată din mine. Și la fel simte Dumnezeu să vii să-i fie numele. Amin. Și omul ăsta acceptă până la urmă soluția. M-a îndemnat de cei din jurul lui. Se scaldă în Iordan. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Și care vrea să fie botezul până astăzi. Asculta soluția simplă la Dumnezeu. Cine crede și se botează, va fi mântuit. Soluția pentru iertarea păcatelor noastre, nu sumele de bani. Nu flagelările, chinurile asupra trupurilor noastre, pentru că Hristos deja a murit, a plătit, după ce va plăti plata nelegiurilor lor, spune Isaia 53, va vedea o sămânță de urmași, slăviți să-i fie numele, a plătit pentru iertarea păcatelor noastre. Că după ce omul ăsta se vede vindecat, se întoarce să răsplătească binele care s-a făcut. Și când vede atitudinea omului Dumnezeu, zis, extraordinar. Ăsta-i Dumnezeu și ăsta-i slujitorii lui, cu astfel de Dumnezeu vreau să rămân. Și omul ăsta ia o decizie care avea să-l coste toată viața. De acum înainte am încetat cu